În prezent sunt mai multe oportunități pentru cei care doresc să facă parte din marea echipă a Jandarmeriei Române. Pentru tinerii care doresc să devină ofițeri în Jandarmeria Română, este în desfășurare o sesiune de înscrieri la IJJ Hunedoara privind participarea la examenul de admitere organizat de Instituția de Învățământ Superior din cadrul MAI. De asemenea, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara este unitate de recrutare din sursă externă pentru cei care doresc să devină subofițeri operativi, în ambele cazuri dosarele putând fi depuse până vineri 8 iulie. Pentru cei care doresc să urmeze o carieră militară și care vor să devină parte din echipa noastră, mai au la dispoziție până vineri, 8 iulie, anul curent, ora 14, termen de depunere a cererilor de înscriere. Atât pentru Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, care formează ofițeri pentru Jandarmeria Română, cât și pentru cele 20 de posturi scoase la concurs prin încadrare directă sau rechemare în activitate, specialitatea ordine publică, subofițer operativ.